Artefactul din localitatea ta este genericul expoziției inaugurate la sfârșitul acestei săptămâni la Muzeul Național de Istoria Moldovei. Evenimentul parte al unui proiect implementat de Asociația Comitetul Național ICOM Moldova cu sprijinul Ministerului Culturii reprezintă debutul proiectului ce își propune să aducă în atenția publicului larg patrimoniul arheologic descoperit în 24 de localități rurale din Republica Moldova. În spatele meu aveți, de exemplu, o descoperire unică făcută încă în 1990 în satul Manta. Este o amforă grecească care este unica piesă întreagă descoperită pe teritoriul Republicii Moldova. Eugen Mistreanu, managerul proiectului Artefactul din localitatea ta, comenta cu pasiune și competență fiecare dintre cele 24 de artefacte din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei și Muzeului Național de Etnografie. Un vast patrimoniu care nu este cunoscut în localitățile de Baștină unde a fost descoperit. Iar acest patrimoniu, constând din artefacte arheologice, din piese care sunt unice pentru teritoriul Republicii Moldova sau chiar pentru spațiul european, pot și trebuie să contribuie la dezvoltarea tinerii generații din localitățile rurale din Republica Moldova, pot și sunt sigur vor contribui la dezvoltarea turismului și culturii. Echipa de cercetători a examinat și descris piesele din expoziție, mărturia descoperirilor făcute de către cercetători în cadrul expedițiilor arheologice. Este valoarea, este ceea ce ne exprimă cultural. Piese care unele sunt unicate, nu le mai găsim nicăieri în altă parte. Banerele cu imaginea artefactelor și descrierea amănunțite a acestora vor fi donate școlilor și centrelor culturale din localitățile în care au fost descoperite, iar specialiștii vor ține lecții publice despre valoarea artefactului din localitatea respectivă. Aceasta înseamnă că oamenii de la sate mai bine și vor înțelege ce pomoară așa ține pământul natal. O altă etapă foarte importantă a proiectului este și editarea unui ghid care va însuma toate aceste materiale și la fel vor merge în bibliotecile din școlile și gimnaziile și liceele din aceste localități. Un proiect educativ, un proiect cognitiv, un proiect care are perspectivă și un proiect care cred că ar trebui să fie un program național de promovare, de cercetare a patrimoniului din localitățile noastre. Expoziția Artefactul din localitatea ta va fi deschisă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până pe 14 noiembrie.